Mușelul Câmpulung își continuă seria de invincibilitate în seria 5 a Ligii a 3 la fotbal, ajungând la 12 partide fără înfrângere, dintre care ultimele șapte au fost doar victorii. Ultimul succes l-a obținut vineri după amiază la Brașov, pe stadionul Icim, unde a dispus la limită 2-1 de echipa gazdă Chistâmpa, înmeșcontând pentru etapa a patra în play-off. Pentru echipa noastră au marcat Petre Simon în minutul 43 și Luca Stancu în minutul 96 din lovitură de la 11 metri. În cealaltă partidă din serie, Cetate Râșnov a învins cu 4 la 1 pe Olimpic Zărnești, iar după aceste rezultate, clasamentul arată. Astfel, locul întâi, Mușcelul Câmpulung, 54 de puncte, pe locul al doilea este Olimpic Zărnești, 43, pe locul 3 Cetate Râșnov, 40, iar pe locul 4 a coborât în Brașov 39. De puncte. Ca urmare a diferenței de 14 puncte față de locul al treilea, cu 5 etape înainte de finalul sezonului, mușelul Câmpulung mai are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura matematic prezența la barajul de promovare în Liga 2A. În runda următoare, echipa doctorului Claudiu Ciolan va juca în deplasare la Olimpic Zărnești, acolo unde, de altfel, anul trecut pe 28 octombrie a înregistrat și ultima înfrângere în campionat.